proiectul numit Centrul Zonal de Mobilizare a Resurselor Locale pentru Servicii Integrate destinate copilului aflat în dificultate continuă. În prima săptămână de școală, cei 150 de copii proveniți din medii defavorizate din Târgu Neamț, Pipirig și Răucești, fiind stimulați cu rechizite, ghiozdane, dulciuri și obiecte igienico-sanitare, astfel încât să nu renunțe la școală. Programul se desfășoară în cadrul Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Neamț. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul proiectului Centru Zonal de Mobilizare a Resurselor Locale pentru Servicii Integrate destinate copilului în dificultate, derulat de DGASPC Neamț din primăvara anului trecut în localitățile Târgu Neamț, Pipirig și Răucești, a avut loc acțiunea de distribuire a rechizitelor și ghiozdanelor pentru cei 150 de copii beneficiari ai acestui proiect. Toți acești copii au primit obiecte igienico-sanitare, dulciuri, rechizite și ghiozdane. Pentru copii acest lucru a fost o mare bucurie, toți abia așteptând aceste lucruri. De asemenea, pentru fiecare clasă în care se derulează programul de after school pentru acești copii, au fost distribuite materiale de papetărie, cartușuri pentru imprimantă, hârtie de copiator. Toate aceste activități pe care le derulăm în cadrul proiectului, inclusiv aceasta de distribuire a rechizitelor gratuite, au scopul de a sprijini elevii și cadrele didactice să-și desfășoare activitățile educative în cele mai bune condiții și să-i stimuleze pe copii să frecventeze cursurile școlare pentru a obține rezultate mai bune, dar și să fie mai preocupați de igiena și sănătatea lor. În pachetele igienico-sanitare, copiii au găsit pastă de dinți, săpun și periuțe dentare, necesare îngrijirii corporale zilnice. Care au constat într-un șampon, săpun, pastă și periuță de dinți. Prin aceste acțiuni, care vin ca o continuare a celor din anul școlar anterior, dar și a celor derulate pe timpul vacanței, ne dorim să încurajăm educația și să sprijinim acești copii care au un mare potențial, dar nu beneficiază întotdeauna de sprijinul familial din motive financiare. În prima jumătate a lunii octombrie, în cadrul aceluiași proiect, se va desfășura activitatea denumită Banca de Resurse, prin intermediul căreia cei 150 de copii vor fi sprijiniți de comunitatea în care aceștia trăiesc, prin donații venite din partea unor oameni cu potențial financiar, dornici să-i ajute cu haine, produse alimentare, dulciuri, ghiozdane și altele necesare unei creșteri armonioase. În schimb, copiii le vor mulțumi oferindu-le obiecte handmade.